Franța este marea favorită la câștigarea Euro 2016. Echipa țării gazdă este neînvinsă la acest turneu final, având 6 victorii și un egal. În jocul de deschidere, trupa lui Didier Deschamps a trecut de România cu 2-1. Categoric, Franța acum pornește ca favorită. O echipă foarte bine construită fizic, sunt jucători de valoare, un Payet, un Giroud, un Pogba, sunt jucători, un Griezmann, sunt jucători de certă valoare. Acum nu cred că se pot întâmpla surprize. Franța va câștiga finala și probabil că meritat. Recunosc, nu am văzut-o ca o echipă învingătoare, nu m-a convins în meciurile din grupă, dar odată cu părăsirea grupelor, forma echipei franceze a fost una ascendentă, au știut să-și dozeze efortul și cred eu că până acum au arătat că merită, așa cum sunt convins că va câștiga și finala cu Portugalia. Franța are în palmares 2 titluri europene. Primul cucerit în 1984 la turneul final unde a fost țară gazdă, iar celălalt reușit în anul 2000 la turneul organizat de Belgia și Olanda.